Un taxi a fost cât pe ce să ajungă în Cibin după ce nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism care circula regulamentar și a fost proiectat de pe șosea pe alea de promenada Noului Pod. Din fericire, în urma accidentului spectaculos, doar o persoană a fost rănită ușor. Din cauza faptului că nu a acordat prioritate unui autoturism care circula regulamentar, șoferul unui taxi a fost cât pe ce să ajungă în râul Cibin. Taximetristul circula pe strada Neculce, iar când a vrut să intre pe strada Malului, a izbit un alt autoturism care circula pe drumul cu prioritate și a fost aruncat de pe șosea pe alea de promenadă de lângă Noul Pod peste Cibin. Norocul șoferului a fost că autoturismul s-a oprit într-o bancă și nu direct în apă. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu răniți, doar unul dintre pasagerii din autoturismul care circula regulamentar a suferit o contuzie ușoară. Pe raza municipiului Sibiu, pe strada Ion Neculce, la intersecția cu strada Malului, s-a produs un eveniment rutier soldat cu rănirea ușoară a unei persoane, accidentul producându-se pe fondul neacordării priorității de trecere în intersecție. Astfel, conducătorul unui autoturism, taximetru, la întâlnirea indicatorului cedează trecerea, nu a acordat prioritate unui alt autovehicul cu care a intrat în coliziune. Din impact a rezultat vătămarea corporală ușoară a unei persoane care a fost transportată la Spitalul Clinic Județean Sibiu, însă nu a fost nevoie de internare.